An de an, în ziua de 17 noiembrie, este marcată Ziua Mondială a Copiilor Născuți Prematur. Demersul pentru marcarea acestei zile a început în 2010 prin inițiativa Fundației Europene pentru Îngrijirea Nou-Născuților. A fost celebrată pentru prima dată începând din anul 2011. Prin celebrarea acestei zile se are în vedere creșterea conștientizării asupra riscurilor pe care le implică nașterea prematură. Scopul Zilei Mondiale a Prematurității este educarea mamelor în vederea diminuării anumitor riscuri care ar putea conduce la nașteri premature și determinarea găsirii resurselor financiare pentru dotarea maternităților cu aparatură necesară acestor copii. Din nefericire, nașterea prematură este o problemă arhi-întâlnită în zilele noastre. Poate fi o problemă de sănătate publică, pentru că unul din 10 copii se nasc prematur sau uneori chiar mai mult, depinde de regiunea din România și sigur și în alte țări există prematuritate de 10%, de 15% și în țări din Africa undeva la 50%. Prematuritatea generează patologii diverse care fie duc la deces, mai ales la prematurul extrem de mic, cu vârstă de gestație sub 28 de săptămâni și sub 1000 de grame, fie supraviețuire cu sechele pe termen lung, ceea ce implică costuri extrem de mari. La nivelul României se nasc aproximativ 15.000-20.000 de prematuri anual. Lucrurile s-au schimbat foarte mult, pentru că dacă în 1990 mortalitatea infantilă era undeva 22 la mie, în 2020 mortalitatea infantilă și în România a ajuns la 6,5 la mie, sigur, deasupra Europei, iar această mortalitate în mare era produsă de acești copii prematuri. Aproximativ 15 milioane de copii se nasc înainte de termen, fără a se împlini 37 de săptămâni de sarcină, iar din păcate acest număr este în creștere. În România, la 30 de minute se naște un prematur cu probleme neurologice, motorii sau neuromotorii.